Dar de ce a fost nevoie să așteptăm până rușii îmi dau avion? Fostul dumneavoastră partener de proteste, Renato Osati, zicea că el e gata să pună la dispoziție un avion. Nu. Am auzit multe declarații din partea diferitor actori, care sunt mari medici, sunt transportatori și așa mai departe. Eu cred că trebuie să ne sfânt serioși. Declarații se fac multe, dar ele nu corespund realității. Domnul președinte, după ce vin aceste toni? Pentru că, o secundă, Gheorghe, nu a fost nicio, ca să fie clar, nu a fost nicio interdicție pentru nimeni dacă vor să aducă careva produse cu cargo, cu pasagerii, cu charterile pentru pasageri, sunt anumite restricții din ce, pentru că noi trebuie să vedem cum asigurăm gestionarea acestui flux pe intern. Uh-huh. Dar nu a fost nicio solicitare de la cineva pe cargo că vor să aducă cu avion marfă din China sau de undeva pentru necesitățile medicale și noi nu am acceptat. Deci dacă personajul respectiv dorea și era serios în sensul ăsta, putea să comande, să aducă, nicio problemă. Lasă aducă. Pentru necesitățile orașului sau pentru necesitățile medicilor nu are nicio problemă în sensul ăsta. Oricum trebuie să ai voie de la Comisia pentru o situație excepțională să dai voie cu avionul, nu? Pentru că asta e în toate țările. În toate țările intrarea și ieșirea se gestionează pe perioada de urgență. Adică dacă soliște, se semnează. Nu e nicio problemă. Eu știu că avionul cargo vine în fiecare zi, în fiecare seară mi-a raportează colegii, îmi dau informații. În fiecare seară vine de la, sau în fiecare zi vine de la București avion cargo. Dar ce aduce? Cred că un cargo asta e marfă. Nu încolo, vă gândiți acum la alte chestii. Noi procurăm, de exemplu, din România foarte multe medicamente, alte mărfuri. Deci nu sunt careva interdicții dacă cineva dorea să organizeze astfel de lucruri.